Discutam cu domnul Bândurala astăzi și dânsul spunea că, într-adevăr, autoritățile locale s-au implicat, dar autoritățile centrale sau, nu știu, chiar instituțiile de film din România nu s-au implicat absolut deloc. Și cred că asta e una din problemele cinematografiei din românești. Subfinanțare. Da, e destul de greu să adun bani. E foarte greu să adun bani, dar nu știu, să zicem, subfinanțare. Probabil că așa e. Habar n-am. Sunt multe probleme. Eu nu cred că lucrurile stau așa cap-coadă. Adică da, intervii și ce faci, dai mai mulți bani și după aceea nu prea înțelegem ce-i cu noi. De manieră generală, nu prea înțelegem ce-i cu noi pe lumea asta. Dar să zicem că întrebările astea le-am cumva le-am clasat, le-am casat. Dar nu prea înțelegem exact ce-i cu cinemaul ăsta. Nu există o tradiție. Cinemaul, o mulțime de filme care sunt produse pe planeta asta sunt socotite a fi cinema. Dacă alea sunt cinema, filmele astea tâmpite de sâmbătă seara, atunci înseamnă că celălalt cinema nu se poate numi cinema. E o contradicție. E o mică problemă acolo. Sunt foarte puțini oameni care sunt interesați de cinemaul ăsta. Nu știu cum să-i spun. Cinema ca fiind a șaptea artă, cea de a șaptea artă sau a 77-a artă, habar n-am. Foarte puțini oameni. Cei mai mulți sunt interesați și este pe bună dreptate. Adică se duc la cinema sau se duc, deschid televizorul, se uită la câte un film. Simplu. Lucrurile sunt bine stabilite. Tacatam, tacatam. O poveste pe care o știu și am văzut-o de 15.000 de ori. Finalul deja îl știm. Știm totul și ne culcăm liniștiți pentru că, iată, ținem lucrurile sub control. Filmele astea au o funcție terapeutică. Celelalte nu, ne încurcă. Păi, dar un film care te obligă să spui niște probleme, păi nu un film. Aia nu e o viață, domnule. Eu am o viață, vreau să trăiesc și cu asta, basta. Adică, cinemaul se întâmplă doar atunci când filmul devine o întrebare sau generează întrebări. Dar cine vrea să le vadă pe asta? Foarte puțin vor să le vadă. E o mână de oameni. Și pentru că există foarte puțini oameni care vor să le vadă, atunci și distribuitori din România nu fac altceva decât să aducă filme tâmpite, că sunt americane sau că sunt de aiurea, pe care lumea se duce să le vadă frumos cu Coca-Cola și cu totul la bani, până la urmă. Adică e o chestie de bani, da. Distincția asta trebuie făcută. Dar foarte puțini oameni fac distincția asta. Din cauza asta sunt atât de puține sări de cinema, din cauza asta sunt atât de tâmpite filmele care circulă pe, mă rog, sunt distribuite în România. Din când în când mai vine cât un film care primește o ștampilă Palme d'Or sau Urs de Aur sau Oscar. Și atunci românii se duc fix pentru premiul respectiv, poate pentru distincția respectivă, nu pentru filmul în sine. Da, dar e obligatoriu să fie așa, pentru că oamenii fac fel de fel de alte lucruri. Sunt oameni care fac habarnă. Încă mai sunt ingineri, încă mai sunt doctori, încă mai sunt muncitori, încă mai sunt profesori, încă mai sunt fel de fel de oameni care fac cu toți sau alte meserii. Nu le poți cere să țină pasul cu ce se întâmplă în cinematografia internațională. Și atunci când se duc la cinema, o să ducă, bă, ce film văd? Bă, dacă nu e un film cu un actor care să-mi placă sau o actriță care să-mi placă, ia să vedem. Păi uite, îl văd pe ăsta, că a luat Oscarul pentru un șef. Ok, ai sentimentul că plătești și intri la un film care merită banii. Altfel, care să fie criteriul? Ar trebui chiar să fii în branșă. Dar dacă tu nu ești în branșă, nu? Te ghidezi și tu după premiile pe care filmul a luat. Asta se întâmplă și cu literatura. Intri într-o librărie, PAC, Nobel, PAC, nu știu ce, Prix Goncourt, nu știu ce. Doar în România, peste puse tot. Pe primele rafturi, da. La locuri vizibile, da, într-adevăr. Da. Și așa funcționează. Din cauza asta au ajuns premiile să devină importante și pentru autorii și pentru autori. Da, nu doar pentru ce implicați în cinematografie. Pentru că asta generează o mulțime de alte probleme. Tu poate că ești un scriitor bun, poate că ești... S-ar putea să te ocolească
norocul ăsta. E, la un moment dat, buf, te pocnește, iei un premiu, dintr-o dată oamenii îți tipăresc volumele, în fine, te editează. S-ar putea să... Iar și aici lucrurile sunt amestecate, nu neapărat premiile te ajută. Poate că n-ai luat niciun fel de premiu literar, dar ești prezent pe post, spui fel de fel de lucruri, te bagă lumea seamă, ajungi să fii o persoană publică, sau nu știu, habar n-am, fel de fel de mecanisme. Chiar să conteze în momentul ăla. Da, să te vadă lumea, să te recunoască, să habar n-am, să fii un star din ăsta de televiziune, sau nu știu. E la fel se întâmplă în cinema. Poate că tu nu ești. E, care este, din punct de vedere strict cinematografic, care sunt calitățile, care sunt calitățile, așa să știu și eu, care sunt calitățile filmelor lui Sergiu Nicolaescu. Dar la filmul lui Sergiu Nicolaescu se duceau oamenii, așa, îl vedeau și pe la televizor, nu știu ce. Și foarte mult s-au gândit că Nicolaescu a fost un mare regizor. El nu a fost un mare regizor. Poate n-avea o alternativă în perioada respectivă. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu. Se duceau pentru că era... Se duceau ca la urs. Acum el a făcut se niște... construise eventual o imagine jurul lui Sergiu Nicolaescu, astfel încât lumea se cea doar pentru numele, dacă un afiș avea numele Sergiu Nicolaescu, pentru a se cea oamenii, asta spuneți dumneavoastră? Nu neapărat, dar în mare măsură da. Dar este o imagine pe care el a construit-o în timp. El a făcut un cinema din ăsta de consum, limba română, care a funcționat. Seria cu comisarii, nu știu ce. Pe cine interesează filmele astea? Foarte bine. Tot așa. Filme care au o oarecare funcție terapeutică, dar mai mult decât atât. Adică sunt terapie, o dublă terapie. Pe de o parte își făcea terapia spectatorul, telespectatorul, pe de altă parte își făceau terapia oamenii din partid și din securitate și din armată și din habar n-am eu ce. Adică Marele Mihai Viteazul, care nu îngenunchează și nu-i pupă condurul sultanului. Adică, asta se întâmpla unde? Într-un film cu Sergiu Nicolaescu, normal. Și așa mai departe. Sunt foarte amestecate lucrurile. Presupun că dacă Johnny Hallyday, care pare să-i așa de iubit în Franța, se apucă mâine și face film, nu știu dacă poate că o fi făcut. Tot poporul se duce să-i vadă filmul. Mă rog, toți francezi, nu știu, fanii. Care are mulți fani, s-ar părea. Și aș avea o ultimă întrebare. Dacă tot am discutat și de Astra Film, am discutat și de cinematografie în general. Care sunt proiectele dumneavoastră pe viitor? Nici nu știu. Am niște... Că 2014... 2014? Circulă câteva zvonuri, că în 2014 aveți un proiect Sierra Nevada. Dacă primesc bani, nu o să fie niciun proiect. Deci doar să steți tot așa la stadiu de a aduna bani pentru... Păi da, pentru că lucrurile n-au funcționat cum trebuie. Și noi ăsta a fost terminat în... Mă rog, l-am terminat în... august anul trecut. Și din august anul trecut am tot căutat bani și... N-am mers. Am primit din Bosnia, așteptăm din Croația, din Macedonia, din România, să vedem, din Qatar, din Indonezia, din... Poate totuși la anul o să avem un interviu care deja anunțați. A, nu știu, și asta iarăși e o chestie... Consum mai multă energie, infinit mai multă energie pe chestiuni din astea care nu au legătură cu filmul decât pe film. Adică, dar nu mai e ce să consumi atunci. Te epuizezi în fel de fel de discuții interminabile și în așteptări din astea e durată. Nu te poți apuca de lucru, nu poți tot, este așa o suspensie, nu știu ce. Și în momentul în care vin banii, bani, haide, intrați în producție, haide, fă... Păi stai puțin, că am nevoie să mă așez în povestea. Deja energia fiind consumată prea și ești epuizat de așa, nici nu primești toți banii, pentru că de fiecare dată atunci când primești banii, nu sunt banii pe care ai nevoie, dar sunt suficient de mulți, astfel încât tu să poți demara producția filmului. Și te gândești că încet, încet, eu încep, intru în producție, filmez, nu știu ce, și mai apoi o să am treabă cu... O să mă duc să mai bat pe la câteva uși
și o să-mi asigur fondurile pentru postproducție, montaj, sunet, mixaj, nu știu ce, colorizare și ce mai urmează după aceea, laborator. Dacă am noroc, o să, dacă avem noroc, o să intrăm în producție în noiembrie, adică în câteva zile. Dacă nu avem noroc, nu știu, la anul. Dar trebuie să primim ok. Dar până atunci trebuie să fac. În păcate, nu prea am timp. S-au adunat foarte multe. Așa, eu ar trebui să mă apuc să filmez în 10 zile un scurtmetraj. Și o să... N-am locație, n-am... Dar să mă descurc. E un proiect în care m-au invitat la festivalul de film de la Sarajevo împreună cu Jean-Michel Frodon, fostul redactor șef al de la Cahiers de Cinema. Au imaginat acest proiect de film făcut din 12 filmulețe de scurtmetraj cu ocazia, dacă se poate spune așa, împlinirii a 100 de ani de la atentatul de la Sarajevo, de la asasinarea Franz Ferdinand la Sarajevo în 1914. Și au fost invitați vreo 12 regizori din Europa, printre care și eu, și trebuie să fac acest scurtmetraj. Trebuie să-l fac, adică mă întorc la București de aici, de la festival, și trebuie să intru în shoot direct. Astea sunt proiectele. Dacă nu o să vină banii pentru Sierra Nevada, o să fie doar scurtmetrajul ăsta. Asta oricum este... Este un must pe care trebuie să-l faci. Am bătut palma și chiar nu pot să zic stop shop. Trebuie să mă duc la capăt. Și nu e, nu... Îmi și place. Îmi place și mai pe care l-am zis. Îmi place, vreau să-l fac. Dar... Despre lungmetraj nu știu. Și apoi mai este celălalt, la Conac. Dacă era normal programat până în 2015, nu? Da, nu știu cum o să fie cu ăla, pentru că... e un proiect scump și vreau să-l fac în franceză. Sigur se poate și în limba română, dar... avem nevoie de un buget destul de serios și lucrurile s-au destul de prost. Povestea asta cu banii ne afectează și pe noi, oamenii din lumea filmului. Nu știu, probabil că... probabil că trebuie schimbat ceva. Că să nu mai există, să nu se mai facă cinema așa după... așa într-o formulă din asta tradițională. Pentru de filmare și nu știu ce, poate și asta e un semn. Că se facă totul într-o formulă mult mai restrânsă. Nu știu. Poate că și ăsta trebuie aruncat în aer, nu știu. Cinemaul ăsta tradițional. Cele mai multe filme cu buget mare sunt niște stupizenii. Luăm așa, întâmplare, așa, blind, zic. Trei, dau trei nume. Titanic, Avatar, ce mai avem? Accesăm IMDB-ul să vedem care este topul filmelor, cele mai vândute filme. Pe primele poziții, sigur, sunt astea. De altfel sunt și cele care au adunat cele mai mulți spectatori, într-adevăr. Asta spun. Filmele cele mai performante sunt de o tâmpenie rarisimă și sunt și filmele cele mai scumpe. Ce? Nu, nu are legătură cu bugetul. Are legătură cu propria noastră filozofie. Adică dacă trebuie operat undeva într-un fel schimbarea, trebuie să fie aici, în minte. Câți oameni se întreabă ce cu cinema? O pe bune, sunt foarte puțin. Și mai mult se practică cel mai jalnic mimetism. Ce e cinema? Ce e cu literatura? Ce e cu asta, cu lumea asta? Ce e cu clasa politică? Cred că dacă cinema o să fie pentru tine exact altceva decât ceea ce ai învățat tu în școală, că ar trebui să fie cinema. Noi nu facem altceva decât să ne raportăm la opera unora sau altora. Da, uite-te puțin la tine, uite-te, întreabă-te și vezi că vei găsi acolo în tine toate răspunsurile de care ai nevoie atunci când
pornești pe drumul ăsta? Dacă alegi să faci film, atunci îți pui întrebările astea. Și atunci poate că vei descoperi că da, cu adevărat, chiar trebuie să cauți fonduri, pentru că tu ești în lumea lui Avatar și a lui Titanic. Dar să te duci așa, ca prost, în direcția aia, fără să te întrebi, mi se pare foarte grav. Și asta fac foarte mulți, cei mai mulți, de fapt. Nu doar din România, de peste tot. Aici, la festival, am văzut filme, și sigur, nu sunt filme care se intră în circuit, pentru că nimeni nu e interesat de asta. Și bineînțeles că cei mai mulți distribuitori, sau nu știu ce potențial distribuitor pentru astfel de filme, și mă refer în primul la televiziuni, o să zic că publicul nu e interesat de așa ceva. Și asta este un bullshit pe China. Nu e adevărat. Tu îi dai publicul, îl tâmpești cu produse de cea mai proastă calitate și pe aceea zici, spectatorii nu vor asta, telespectatorii nu vor asta. În fine, asta e o altă discuție. Iar dacă spui întrebările astea legate de cinema, s-ar putea să descoperi că, de fapt, stai puțin. De fapt, nici nu mă interesează să filmez să filmez pe pelicula, nici nu mă interesează să filmez așa, în maniera asta tradițională. Nu am nevoie de o echipă mare, dar poate mi-e interesează să înregistrez imaginea să fie înregistrată pe peliculă, să treacă printr-un obiectiv ca ăsta sau nu știu ce. Poate mă interesează să fac cinema, habar n-am, zgârind pelicula, cum făcea Stan Breckage. Dar câți oameni își pun întrebările astea? Foarte puțin. Și asta trebuie să pornească din școală. De altfel, rezultatul vedem ziua de astăzi. Păi da, vedem și aici și vedem și aiurea. Ce cu cinemaul? Ce înseamnă? Poate că nu trebuie să fac un film de 90 de minute, poate că trebuie să fac un film de 2 secunde. Habar n-am dacă există așa ceva. Poate trebuie să fac un film de 2 săptămâni, să dureze 2 săptămâni. Dar nimeni nu chestionează lucrurile astea. Pentru că și în cinematografie și și în celelalte domenii, lucrurile se întâmplă la fel. Adică există o mână de oameni care își pun întrebări și restul urmează așa, restul se comportă precum turmă. Un fel de turmă, da. Și nici măcar că sună rău ca turmă, că nu e o turmă. Adică sunt oameni care au învățat că asta e o meserie pe care ei trebuie să o practice și nu să o chestioneze. Sunt soldați. Și dacă ne uităm la felul în care arată armatele, descoperim că ele nu arată diferit de oamenii care sunt începite. Chiar este un model, ce deștept sunt. Mi-a venit în minte chestia asta mai devreme. De ce nu mi-a venit în minte chestia asta mai devreme? Chiar așa e? E numărul generalilor, nu... soldaților, generalilor... Cam așa funcționează lucrurile. Dacă nu, niciodată. Nu o să faci altceva decât să fii ecoul altora. Adică mimetismul ăsta despre care vorbeam. Și atunci, bineînțeles că i-au și pe politicieni. Nicăieri nu s-a văzut așa ceva. Ăia fac și pe profesor. Dar cum? Dar unde ai văzut tu așa ceva? Și asta tot auzim. Unde ai văzut? N-am văzut nicăieri. Dar există o comparație. Trebuie să există o comparație. Dar nu e așa. Nu este o simplă comparație. Nu se petrec așa... să spun, nu te uiți mai jos de tine, te uiți mai sus cumva. Și te uiți așa de jos în sus, tu, ăla țărănușul din estul Europei, se uită la marile culturi, se minunează, nu știu ce, și uite, o să fac și eu așa ca acolo, așa ca acolo. Și uiți că, de fapt, lucrurile la tine în oglindă arată într-un fel sau habar n-am. Nu știi cum arată. Că dacă ți-ai vedea tu de lumea ta, poate că... Apoi ai putea să aspiri eventual către altă lume. Nu știu, dar câștigul ar fi altul. Nu trebuie să închizi ochii la ce se întâmplă în jurul tău, ba din contră, să-i ții deschis, dar da. Dar modelul ăsta, domnule, pentru că au făcut aia, facem și noi. Asta nu e un argument, dacă au făcut aia, ce înseamnă? Ce au făcut aia? Și poate datele probleme erau altele, la în țară sau în cultura lor. Da, dar întotdeauna e așa. De asta sunt atât de lamentabile, de triste filmele astea din ultima vreme făcute după... Habar n-am, probabil că așa au spus ei. Mi se pare că Media Pro a făcut niște filme din astea americane în limba română. Cu Ștefan Bănică Junior și nu știu ce, ho, 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 ăla. Nu se poate. Adică chiar nu vezi?
Păi vezi că ești țara Adibas. Dar de ce vrei tu să fii țara Adibas? Eu mulțumesc foarte mult. Mulțumesc.